Dragi prieteni, dincolo de spectacol, știți, în fiecare vineri seară și în această seară ne întâlnim pentru a vă prezenta trei povești de viață. Vă invit să cunoaștem pe prima dintre acestea. Este vorba de cea care ne-l dezvăluie pe Cătălin, un băiețel aflat într-o situație dramatică pentru care ne dorim foarte mult să se poată face ceva și repede. Să vedem despre ce este vorba. Cătălin întotdeauna a fost un copil fericit, la zdravan, energic. Chiar ne întrebam, de unde atâta energie? 16 aprilie, am observat că i-a păruse spatele capului cu o umflătură. Imediat m-am dat seama că este vorba de un ganglion suboccipital. Ne-am speriat, am zis ce se întâmplă. Imediat la a doua zi am fost să-i facem și analiză de rutină. Nu știu unde vedeam că ar fi ceva complicat. Picioare de boase! Și am spus, stați liniștiți, este o viroză. Am hotărât să plecăm în Germania. Pe 26, pe 23 aprilie, am ajuns în Germania, ne-am cazat la un hotel în apropierea unui spital de copii. Sperăm că la acel spital de copii ne va primi cineva. Ne-au spus, gândiți-vă foarte bine, pentru a iniția tratamentul trebuie virați în contul spitalului o sumă minimă de 500 de euro. Iar dacă decideți să-l faceți tratamentul în această clinică, nu aveți voie să părăsiți orașul timp de un an. Adică nu puteți să începeți tratamentul aici și continua în altă parte. Pentru noi cel mai important este să-l facem bine. Cât va dura acest tratament, important este să strângem banii și să avem banii necesari să continuăm acest tratament. Până acum v-am spus, am plătit cei 50.000 de euro, ar mai rămâne de plătit încă 100.000. Cei mai important, cine are copil știe cât de mare este suferința unei mame, de a ști că, de a spera pentru copilașul ei, de a fi bine, să-l văd bine, să-l văd bine și să se facă bine. Asta doresc eu cel mai mult. Urmărind imaginile, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră, sunt convinsă, nu pot să nu înlocuiesc prezentatorul de televiziune cu mama și să mă gândesc cum m-aș simți dacă fiului meu i s-ar întâmpla ceva. Probabil că senzația este de sfârșit, de sufocare, de nu știu cum să pun în cuvinte, dar cert este că acești oameni luptă pentru copilul lor și ne dorim să le fim alături. Lucia, am să te rog să privești către cameră și să vorbești tu celor de acasă despre Cătălin și cum crezi că i-ai putea convinge, în doar câteva cuvinte, să-i fie alături. Pe mine mă copleșesc aceste cazuri și mi-este foarte greu să vorbesc despre ele, pentru că nu sunt părinte, dar empatizând cu părinții copilului, mi-am dat seama că este o suferință foarte mare în sufletul lor. Așadar, eu vă rog din toată inima, dacă puteți, cu oricât de puțin, să îi ajutați, pentru că sunt foarte multe lucruri la care am putea să renunțăm o zi, lucruri nocive pentru sănătatea noastră, gen, nu știu, un pachet de țigări, un suc care poate nu avem nevoie de el, dar care poate ajuta totuși suferința acestui copil mai ales și acestor părinți. Și totuși, dacă ne gândim, Dumnezeu a lăsat cel mai scump lucru de pe pământ, nașterea și reproducerea oamenilor și perpetuarea acestei specii minunate pe care a lăsat-o el pe pământ. Și vă rog din toată inima să ajutați această familie să fie fericită și să aibă speranță la viață. Asta e cel mai important lucru, să aibă speranță la viață. Mulțumesc, Lucia, pentru aceste cuvinte. Deși nu ești mamă, important este că
ai simțit durerea acestor părinți și faptul că, iată, ei sunt acolo, nu știu dacă ne urmăresc în clipa asta, dar toată energia pe care noi o vom aduna aici o trimitem către Cătălin și în săptămânile și în zilele care vor urma. Am să invit acum, alături de noi, cei care ne-au ajutat să realizăm, dacă vreți, tot ce înseamnă momentul din seara asta și care luptă la rândul lor pentru Cătălin. I-am întâlnit întâmplător în curtea Muzeului Țăranului Român atunci când opreau pe cei care veneau acolo în vizită și le vorbeau despre Cătălin și rugau pe toți să-l ajute cu orice. Suma pe care părinții o așteaptă este 100.000 de euro. E o sumă foarte mare. Dar cred că știu eu, și după seara asta, și după săptămânile următoare, este imposibil să nu se facă ceva pentru Cătălin. Am să vă rog să-mi permite să invit alături de mine pe cei care sunt alături încă de la început și mă refer aici, am să-i le strig numele și ei vor intra. Așadar, Robu Alexia, Erica Arantes, Sanț Ene, Stoian Patricia, Matei Manea, Tatia Budeanu, Carlito Sanț, Mihai Florea. Și nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, cea care se află alături de ei în calitate de director al școlii de unde vine și Cătălin, doamna Olga Gudin. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Bună! Tu ești leul popular, ca să spunem. Bună seara, doamna Olga Gudin, mă bucur mult să fim împreună. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru invitație, mai ales că este o zi atât de specială. Suntem în preajma, de-abia a fost sărbătoarea Sânzienelor, o zi magică. Eu cred că acest moment va fi magic și vom fi norocoși să putem să-l ajutăm pe Cătălin. Mulțumesc pentru că sunteți aici astă seară cu copiii de la școala Olga Gudin și mulțumesc că purtați IA. Mulțumesc foarte mult, a fost o campanie pe care am generat-o și care iată are ecou peste tot. Sunt mândră că port IE. IA are o semnificație deosebită, are o poveste. IA este încărcată de legendă, de istorie, de simboluri. Iar aceste însemnuri nu sunt întâmplătoare. Femeile care cos aceste însemnuri pe I spun o rugăciune, iar cei care poartă IA sunt feriți de rele, sunt norocoși. Port această IE ca să am noroc, să reușesc în campania pentru Cătălin să strângem suma de care părinții lui au atâta nevoie, de care Cătălin are atâta nevoie și sunt convinsă că o să reușim împreună. Spuneți-mi concret ce ați făcut până acum, deci ce ați reușit până acum. Până în acest moment, copiii grădințelor și școlii Olga Gudin au demarat un proiect de la copii pentru copii. Au hotărât ei să-și vândă jucăriile. Așa cum spuneam mai devreme, în curtea Muzeului Țăranului Român am avut arabe cu jucării și au vândut jucărioarele proprii, au strâns sume de bani, au vândut limonada, au vândut baloane, au promovat acest caz al colegului lor. Eu am preluat toate ideile lor pentru că doresc ca acești copii să învețe în școală nu numai carte, să învețe ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate, să învețe să dăruiască, să învețe limbajul dragostei, pentru că ei sunt viitorul și pe ei ne bizuim cu toții, și noi ca părinți, dar și noi ca români. Așa că acești copii mici au suflete mari și fac fapte mari. Toate inițiativele lor nu am făcut altceva decât să le pun în aplicare, să îi las să navigheze. Ei sunt o corabie, eu decât suflu puțin vânt în pânze. Și noi, adulții, asta putem face acum, să ajutăm acest proiect generat de colegii lui Cătălin să ia amploare ca ei să reușească să-și ajute colegul. Minunat ce s-a întâmplat până acum și nu întâmplător, acolo în dreapta cadrului, colegii mei vor arăta, avem un loc unde se face limonadă, fiecare pahar refăcut de copii acolo este oferit publicului nostru și sunteți invitați să faceți o donație pentru Cătălin, chiar acum. Avem un grupușor aici care a venit să cânte pentru Cătălin în primul rând, să participe iată la spectacolul de la Odată în Viață și mulțumim mult că i-ați instruit. Avem și un cosaș acolo în persoana lui Mihai Florea,
Le spunem succes. Patricia, tu deschizi, da? Așa, maestre, aveți acolo o trupă adevărată și vreau să mulțumesc doamnei Olga Gudin încă o dată. Sperăm să fim cu toții alături pentru Cătălin să strângem 100.000 de euro. Eu vă mulțumesc din suflet și dacă îmi dați voie, aș vrea să reamintesc numărul verde la care pot fi așa făcute donații. Un telefon înseamnă 2 euro, înseamnă puțin pentru fiecare dintre noi. Este un mic gest pe care poate într-o zi nu-l facem pentru copilul nostru, dar ca părinți putem să-l facem pentru un alt copil care are mare nevoie. Numărul este 8828. 8828. Așadar, SMS chiar acum pentru Cătălin și mulțumim foarte mult să-i ascultăm pe copii. Mulțumim. Vă invit să rămâneți alături de noi la spectacol. A fost doamna Olga Gudin. Mulțumim mult și acum rămân copiii care vor cânta pentru Cătălin și un îndemn muzical să-i fiți alături celui pe care vi l-am prezentat acum. Mult, numai puțin. Stai, tu unde te duci? Alo? Alo? Parcă e Fimiu. Așa, stai că n-ai terminat, n-ai terminat. Tu, bună seara, tu vorbești? Da. Câți ani ai? 2 ani. Bravo, și cum te cheamă? Carlitos. Carlitos, vă rog frumos. Spune-mi, ai vrea să-i transmiți lui Cătălin un te iubesc? Spune, te iubesc, Cătălin. Te iubesc, Cătălin. Mulțumim foarte mult pentru Cătălin. Este aici Carlitos. Și tu, spune, te rog frumos, maestru, n-a înțeles, care este rolul tău? Că știi, cu asta ne cam sperie, așa. De bade. Ce anume? De bade. De bade ce?
de bade. De bade, deci tu ești bade. Măi, n-ați înțeles? Deci era la badele, măi. Maestru, ați înțeles? Acest bade cu coasa. Mulțumesc mult, copii. Mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături lui Cătălin. Stai că ne batem pe microfon acum, maestre. Dați-i microfon. Ce mai vrei să spui? Ia, ia, ia. Alo? Alo? Spune, ce vrei tu să cânti? Vrei să cânti ceva? Ia, cântă-ne ceva. Ce cânti tu acasă? Ce cânti? Cântă ceva. E splendidă muzica. Ușu, Doamne, ți bisează că papuci lui dasează. Ce să noi de mâncare dulce să cafea să alagă pe cine o vrea. Minunat! Minunat! Deci pot să mă duc acasă. Gata! S-a terminat emisiunea! Mulțumim foarte mult, Carlitos, ești adorabil! Mulțumesc, copii! Mulțumesc, doamne Olga Gubin! Și mulțumim pentru că acești copii, iată, au idei minunate prin care să strângă bani. Limonada, iată, deja cred că aici avem strânși de la publicul nostru de aici. Am strâns ceva, nu? Pentru Cătălin. Și acțiunile de acest tip vor continua. Vă invit așadar încă o dată să dați un SMS 2 euro pentru Cătălin la numărul 8828. 8828. Mulțumesc mult încă o dată și rămâneți alături de noi, vă rog.